Numărul deceselor mai mare în 2019 decât în 2020. La nivelul județului Mehedinți, în primele 4 luni ale anului curent, s-au înregistrat cu 120 de decese mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Se pare că noul coronavirus nu a determinat creșterea mortalității, deși s-a creat o adevărată isterie în rândul cetățenilor români. Deși în prezent este înregistrat un număr crescut de îmbolnăviri cu COVID-19, rata deceselor în primele 4 luni ale anului curent este mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu 120 de decese mai puține s-au înregistrat la nivelul județului, conform Direcției Județene de Statistică. În perioada 1-1-34-2020, numărul deceselor înregistrate în județul Mehedinți a fost de 1240, în scădere cu 120 de persoane față de numărul înregistrat în perioada corespunzătoare din anul precedent. Pe luni, situația deceselor repartizate în județul Mehedinți în anul 2019 și 2020 se prezintă astfel. În luna ianuarie 2019 au fost 365 de decese, iar în luna ianuarie din anul 2020, 322. În luna februarie 2019, 325 de decese, iar în luna februarie din anul 2020, 316 decese. În luna martie 2019 au fost 378 de decese, iar în luna martie a anului 2020, 301 decese. În luna aprilie 2019 au fost 292 de decese și în luna aprilie 2020 301 decese. Deși s-a creat o isterie generală la nivel național privind numărul crescut de decese în urma infectării cu COVID-19, statisticile arată cu totul altfel. În primele luni ale anului curent, cifrele arată o scădere a ratei mortalității față de perioada similară a anului trecut.